Vacanțele vor fi mai scumpe dacă TVA-ul aplicat hotelurilor și restaurantelor va crește de la 9 la 19%. Ministerul Justiției cere Senatului ridicarea imunității parlamentare a lui Eugen Bărbulescu. Senatorul este cercetat de DNA sub control judiciar pentru instigare la cumpărare de influență alături de fostul director general al OSIM, Marian Cătălin Burcescu, și de alte două persoane. Una dintre ele, instigată de Bărbulescu, a cucerut 60.000 de euro unui martor din dosar, pretinzând că îl poate ajuta să obțină mai repede un aviz de securitate ORNIS. Recent, el a anunțat că pleacă din PNL, partid pe listele căruia a candidat și a fost ales la alegerile din 2020 și că se alătură echipei lui Mircea Joana. Victorie la limită pentru România în meciul de seara trecută cu Lituania, tricolorii și-au învins adversarii cu 2-1 în grupa a doua din acea Ligii Națiunilor. M-am temut de acest meci, a spus antrenorul Mircea Lucescu. Selecționerul a precizat că i-a felicitat pe băieți și speră că vor continua pe aceeași linie, pentru că Naționala trebuie să câștige și ultimele două meciuri din grupa de Liga Națiunilor. România este lider în grupă, tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au bifat al patrulea succes în tot atâta meciuri disputate în actuala ediție a competiției. E vremea să ne bucurăm de pâine cu Biopan. Se răcește de astăzi mai toată țara, dar cel mai mult în nord și centru. În mai multe regiuni va ploua slab, anunță meteorologii. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, e posibil să ningă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 24 de grade, cu cel mult 16 la noi. 8 grade Celsius avem la Ploiești la această oră. Vă las în continuare cu Nefemioară și Irina. Thank you.